Ediția 29 a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului Atelier, organizată de Teatrul Municipal Baia Mare și Asociația Culturală Atelier 92, a debutat în data de 10 iunie și va dura până pe 17 iunie 2023. La deschiderea oficială au fost prezenți mulți iubitori ai teatrului, dar s-a transmis și mesajele din partea autorităților. Pentru Teatrul Băimărian este și un bun prilej de a sărbători prin acest festival și cei 70 de ani de la înființare. În dreapta mea este emblema primei ediții a Festivalului Atelier și un text care ar trebui să le facă mândri. La mijloc, cifra 70, marcând vârsta de senior a Teatrului Băimărian, iar în stânga, o parte din decorul spectacolului Clipe de viață de William Saroyan, primul spectacol regizat de maestrul Liviu Ciulei la Teatrul din Baia Mare. Sunt trei fragmente de istorie vie care ne spun povești frumoase despre ce a fost, ce este și ce va urma. În prima zi, dintre spectacolele difuzate, amintim Nu vorbim despre asta, Teatrul Odeon București și Naufragia, Teatrul Maria Filoti Brăila, care au avut mare succes la publicul băimărian, actorii fiind aplaudați minute în șir. A doua zi a adus, pe lângă spectacole, și o lansare a revistei Scena.ro, redactorul șef al acesteia vorbind despre cuprinsul acestei reviste și ceea ce își propune pe mai departe. Aceasta a precizat și de faptul că revista împlinește 15 ani, iar spectacolele și problemele din teatru sunt printre subiectele abordate. Citind revista Scena.ro de-a lungul anilor, și văzând care sunt direcțiile pe care le urmărește, ne-am amintit de începuturile Festivalului Atelier. Și mă refer aici la perioada 1992-2000, când festivalul era efectiv o universitate laborator. Pentru cei care doreau să afle ce este teatru dans, teatru instrumental, teatru cu obiecte, teatru acrobatic, și așa mai departe. Spectacole și festivaluri, cum e și Festivalul Atelier, care pun probleme, care discută idei contemporane, idei de care ne lovim cu toți în viața de zi cu zi și pe care am vrea să avem, la un moment dat, o platformă unde să le dezbatem sau să-i auzim pe alții că le dezbat și să învățăm ceva din asta. Asta își propune, de fapt, și revista Scena.ro, încă de la înființare din 2008. Împlinim anul ăsta 15 ani. Eu mulțumim pentru proiect independent cultural în România tranziției, care să sperăm că se încheie sau e pe terminate. E destul de mult. Poate că 15 ani nu par foarte mulți, dar când construiești piramidă cu piramidă și încerci, fără bugete asigurate și fără facilități de vreun fel, să dai continuitate unui proiect cultural, 15 ani încep să pară destul de mulți. Marți 13 iunie va avea loc în cadrul festivalului și un workshop de coreografie, susținut de coreograful francez Nicanor de Elia. Apoi se va discuta despre noi tendințe în teatrul de azi, colocvi urmat de spectacolul Patima după Mihail Sorbul cu Teatrul Național Aureliu Mania Turda, diversiune în eter, lansare de carte în prezența autorului Radu Dinulescu și un alt spectacol, Jocuri în curtea din spate, cu Teatrul de Stat Constanța. Biletele se pot cumpăra de la casieria Teatrului Municipal Baia Mare sau online de pe site-ul www.myticket.ro.